nostra celebrici, întotdeauna aduci o rază de lumină și de respect și de bucurie. Împreună, prietenilor, să-i binecuvânți frații și surorile, să-i binecuvânți părinții, familia întreagă și pe noi cei cărora dumneavoastră ne-a adus o bucurie în seara aceasta. Îți mulțumim că ne asculți, să fii lăudat în veci. Amin. Amin. La mulțumim. Ședem. Întâmplător am aflat că este ziua ei. Mai e vreun care are astăzi ziua de naștere? Nu e. Bine. Se filmează? Da. Nu se aude. Nu se aude, da? Nu se aude. Doi, cinci, șapte, nouă, deci. Doi, cinci, șapte, nouă, deci. 611, 613, probă de microfoane. Se aude, Grațiela. Se aude. Cu tot dragul vă spunem bună seara, distinși împreună muritori cu noi și în același timp distinși împreună trăitori cu noi pe planeta Pământ. Este o seară deosebită pentru că noi, acești băieți și fete, care alcătuim o parte din lumea studențească Târgu Mureșeană, avem privilegiu, ca stând împreună, să discutăm lucruri mai mult sau mai puțin atrăgătoare, dar prin care punem bazele unei vieți și a unei gândiri ușor sau uneori radical aparte de celelalte modele care există pe planeta Pământ. Așadar, fiți bineveniți împreună cu noi în seara aceasta și vă dorim să participați plăcut la dialogurile noastre. Vă spun bună seara, dragi studenți, băieți și fete, bună seara, Vlad. Mă bucur să te revăd, vă că ești în viață. Asta e mare lucru. Nu mă așteptam să nu fii, dar... Da. Așa, bună seara tuturor. Poate mai cântăm o cântare, cât e ceasul, un sfert. Avem un pianist în afară de mine. Nu este aici niciun răutar? Cine? Cine? Da, Ștefania, auzi, zice că să te duci la pian. Hai. Mai cântăm o cântare și apoi începem seminarul acestei seri. Din carte, da. Din carte, da. Din carte. Ești cam răzvrătită. Într-o zi trebuie să stăm un pic de vorbă, dar noi doi. Bine, bine, ca mama când mă purtam ca tine ziceau, cauți cu lumânarea copile sau cu LED-ul, versiunea modernă. Așa. Știți vreo cântare care credeți că merge pe din afară toată gașca sau... A, se poate proiecta, nu ca un cer, nu vreau ca un cer. Deja de atât ori am cântat-o că are o zură morală. Vreau... În curând acasă. Așa și cu un pic, are un pic de spirit, ce număr e? În curând acasă. Bună seara, Chirileango. Ești cam emotivă din cauza lui Vlad sau? Da. E bine, e bine. Ați găsit cântarea? Nu așa se zice. Ai curaj, tresaltă și nu te îngrijor. 400? 96, uite, vezi? Deci avem computere și noi ne chinim cu... Poți să o proiectezi, Mircea? Bine, da, mulțumim frumos! Ai curat? Să vă mulțumim.
complicată e viața cu toate chestiile astea. La voi au ajuns microfoanele. Microfonul. Este un microfon, da? Dragi băieți și fete, dragi studenți, probabil că uzat deja modul meu de a vorbi, însă exprim la aceeași intensitate și aceeași noutate starea mea sentimentală de bucurie de a fi împreună cu voi. Mai puțin sau mai mult, mai ușor sau mai greu de crezut, asta este realitatea. În seara aceasta facem un pas mai departe cu privire la ideea sfârșitului și înainte de asta aș vrea să văd dacă cineva e vreodată atent. Cum s-a numit întâlnirea de data trecută? Ai răspuns la întrebarea asta ca să fii sigur că mai încolo nu mai ai probleme. Nu? Nu-i tot bine. Nu-i tot bine, bă, cum să fie tot bine dacă nu știi? Ce? Nu trebuie să știi ceva. Trebuie să știi să faci. Așa, uite, bine, Luca, numai că uite că tu nu știi să faci când pornești stația tăbâzie. Trebuie să știi să... Așa, bun. Deci, gluma se îngroașă sau se îngroașe gluma, da? Care sunt precizările pe care le-am luat din Scripturi cu privire la zilele din urmă și care de data aceasta pot face proba verificării științifice. Una. Cine zice? Cum? Cerurile vor trece cu trosne, da? Și am observat că potrivit acestor astronomi sau cei care se ocupă cu sistemul planetar, au observat că anumite corpuri cerești trec cu trosne, da? Cu explozii și lucruri de felul ăsta. Deci nu mai e o problemă de viitor. Nu știm dacă lucrul ăsta nu se întâmpla și atunci, în vremea lui Petru. Dar cel puțin acum avem certitudinea că nu e o problemă de viitor, ci este o problemă contemporană cu noi. Al doilea lucru... Cum? Așa, mai zi o dată, bine zis. Așa, trupurile cerești se vor topi de mare căldură. De asemenea, am observat, potrivit informațiilor științifice pe care le avem, că în sistemul planetar există foarte multe, nu știu cum să le numesc, că dacă le zici planetele, unele nu sunt planete, mă rog, în sfârșit. Ceea ce vedem noi cu ochii, da, așa, corpuri cerești, da, trupuri, și au constatat că o parte din energia care vine spre noi este din topirea sau arderea acestor trupuri cerești cu o foarte mare căldură. Dai seama ce căldură trebuie să fie ca să ardă compoziția respectivă, ca un fel de pământ sau piatră sau habar, n-am, nu știu, nu mă pricep la chestia asta. Bun. Și care era a treilea lucru care stă să se petreacă sau se chiar petrece uneori, cine mi-l spune? Pământul cu tot ce este pe el va arde. Care e noutatea, să zicem, în raport cu unele informații ce le aveam anii trecuți? Care era noutatea în dialogul nostru? Bună seara! Domnule, l-ați vegheat pe Răzvan să nu se pățească ceva pe stradă. Răzvane, să știi că nu-i rău să mergi cu așa bodyguards pe drum. Nu, 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 e bine. Și acum, de când cu inversarea, nu știu cum să o numesc chestia asta, mă rog, lumii sau așa, îți dai seama ce fain să mergi un bărbat și să ai 4-5 femei bodyguards. Să te păzească. Da. Nu e interesant? Nu? Pentru fete, nu. Dar cine știe cum mai fi până la urmă, că lumea asta toate se dau peste cap, da. Deci, văd că aici nu mișcă antena la nimeni, nu-și aduce nimeni aminte care e noutatea cu planeta Pământ, cu arsul. Era o chestie... Toată mai mulți oameni de știință.
Cum? Așa, da. Mulțumesc, Vlad, da. Deci este pentru prima dată când se poate constata că Pământul poate să ardă, nu că îl distrugem noi cu arme nucleare, ci e posibil să fie, să-i se dea foc din afară, da? Planetele întregi, da. Un lucru surprinzător pentru noi. Ei, în acest context, Scriptura ridică o întrebare. Care era întrebarea? Aproape bine. Așa, Semina, mulțumesc. Mircea, îmi pare rău, dar soția ta te-a corectat. Eu dacă ea nu corecta, eu rămâneam de acord cu ce ai zis tu, dar soția ta te-a bruscat. Dar ce fel de studenți ar trebui să fim noi într-un asemenea context, da? Care a fost răspunsul? Fericiți. Cum? Silitori, corect. Și răspunsul acesta corect l-a dat cine? Nu. Da. Răzvan a dat răspunsul ăsta. Mai rar se întâmplă din astea. Dar data trecută la dată, adică sigur, iar expresia desilitor, dacă vrei să fii onest cu tine, ca un picur de cerneală într-o cană cu apă, da? Pătrunde în tot domeniul existenței noastre. Bun. Astăzi facem un pas mai departe, dragii mei, și seminarul din seara aceasta are ca titlu În una dintre zile. Ești cam posomorâtă, Grațiela. Plictisită de viață, așa. Așa pare. Deci te maschezi. Bine. Într-una din zile, am fugă de idei. În seara asta am avut un seminar de sănătate la Plața, da? Cu doctorul Moroșan despre cutia de viteză, despre creier, foarte frumos. Și m-am gândit să-l invit la noi la biserică într-o sâmbătă după amiază să ne-l țină. Durează mai mult de o oră jumătate, dar este extraordinar. Și chiar aș vrea să-l auziți toți. Foarte frumos a fost, fără glumă. Foarte frumos. Și voi, cum aveți creierul într-o regresie înspăimântătoare, poate mai faceți ceva. Te sperii că e așa creierul tău? Am eu, e așa, dar eu mai am un pic și mă duc, dar tu mai ai mult. Și dai seama ce înseamnă să te duci fără creier înainte. E complicată viața. Într-una din zile. Prima întrebare, ce este ziua? Corect. Păi, asta face undeva meditații. Asta face undeva meditații. O unitate de măsură a timpului. Prima parte a seminarului nostru este legată de unitățile de măsură ale timpului și ordinea unităților de măsură ale timpului. Hai să vedem un pic după opinia voastră, dar microfonul ar trebui să totuși să umble, da? Care este cea mai mare unitate de măsură a timpului? Ia, luați-vă rog frumos, luați-vă rog, să... Microfon. Unde e microfonul? Așa, pornește. Așa, cine vrea să răspundă? Care e cea mai mare unitate de măsură a timpului? Nu e nimic dacă greșește. Cum? Veșnicia. Nu. Nu. Cei care o să veniți la cursul de introducere în teologie veți afla că veșnicia nu este un timp care se scurge la nesfârșit. Veșnicia este un loc. Așa spune Scriptura. Zice, iată ce zice cel ce locuiește în veșnicie. Mare diferență. Asta e o provocare pentru cei care vă doriți să faceți introducere în teologie. Zic, grație la tare. Ați spus, cred că data trecută, că veșnicia începe pe pământ. Nu rețin să fi spus asta, dar dacă am spus... O viață veșnică.
Apoi e ușor diferit. E ușor diferit. Dar mulțumesc că mi-ai spus. Mulțumesc că mă păzești de a spune gafe. Mulțumesc. Așa. Că veni microfonul la tine. În opinia ta, care este unitatea cea mai mare de măsurare a timpului? Păi dacă luăm ziua ca unitate de măsură a timpului, atunci mileniu. Mileniu? Da. Mai are cineva vreo idee? Luca. Anul lumină. Anul lumină. Nu-i timp. Aia e viteză. Păi cu anul lumină se măsoară viteza, mă. Cum, mă? Nu, ci că zboară cu un an lumină viteză. Nu-i viteza. Nu știu, sunt cam habarnic la chestia asta, dar mă rog. Ceva. Dar cea mai mare unitate de măsură a timpului este era. Da? Nu, deci ăsta undeva se pregătește înainte de seminar, să știți, că doar de 5 ani l-am aici, dar nu, deci nu vorbi ceva bun. Dar acum ceva undeva se meditează. Da, deci unitatea de măsură a timpului este era. De obicei, în toate unitățile de măsură, cum se merge când le clădești? Păi cum, bă, nu de la mic la mare, deja mi-am schimbat, era cât pe ce să schimb impresia despre tine. Păi da, gând... Cum, mă, nu vorbim în prostii, mă. Vorbește la microfon, zi. Pornește. În sistemul internațional se merge și superior și inferior. De exemplu, metru. Da. Decimetru... mai sus și se merge și supunem. Păi da, da, păi da, nu, stai. Decametru, da, nu, stai, în sus și decimetru, te-am înțeles, centimetru, te-am înțeles ce prostie vrei să zici. Dar sistemul de măsurare nu este metru, ci este milimetru sau ăla mic. Și de la el tot pui până ajungi la un milimetru, pui mai mulți milimetri până ajungi la un centimetru, pui mai mulți centimetri până ajungi la un metru, pui mai mulți metri până ajungi la cele pe care le zici tu și așa mai departe. Adică normal este să pleci de la mic la mare, nu? Nu? Explică-ne tu, Marius, te rog frumos, de microfonul. Fă o concluzie. Nu este minus un micrometru. Așa. Este nimic. Așa. Deci de la zero... Mulțumesc, dar nu. M-ai scos dintr-un mare impas, nu mai prea pricep la chestiile astea. Așa. Dar noi, așa, din subcultura noastră, nu mai tot închideți și deschideți alamă, că nu-l dă, tot stă și nu-i mai pornește. Din subcultura noastră generală, câte ere cunoaștem? Adică, mă, înainte de asta s-a pus o întrebare. Cât țin eu era? N-am auzit. Între... Cât țin eu era? S-a pus o întrebare. Până se termină. Până ce pe următoare. Așa. Dar la întrebarea care am pus eu acum, sau întrebarea care am pus eu acum, răspunsul ei va răspunde la întrebarea pusă. Câte ere cunoaștem noi? Spune Vlad, dați microfonul mai încoace. Vlad, te rog să repeți mai completând un pic. Două ere cunoaște. Dar nu-i porni microfonul. Așa. Două ere cunoaște. Așa, care? Era noastră și cea dinainte. Înainte de Hristos și după. Da, voi râdeți, dar exact așa este. Încă o eră înainte. Bogdan, tu ești puțin obosit, că mai vin de pe drum. Dar în limbajul contemporan se vorbește despre era înainte de Hristos și era după Hristos. Materialiști dialectici care au refuzat sau au intenționat să-l scoată pe Hristos din istorie vorbeau de înaintea erei noastre și era noastră. Deci în limbajul nostru convențional cunoaștem două ere. Cum începe numărătoarea erei înainte de Hristos? Chirilean, mă stai mă, nu sare așa de la balcon. Chirilean, corespunde la întrebare. Păi, descrescător cu minus. De ce ești 80, mă? Păi, la Domnul Hristos a fost zero. Și de acolo a pornit cu 83, înainte era... Așa, dar nu-i cu minus. Nu-i cu minus.
Așa. Bine, ce e înainte de zero? Stați, mă, nu vă înfierbântați, da? E interesant ce încearcă să zică Chirilanca. Dar vreau să fac o corecție. Să știți că nașterea lui Hristos n-a fost la anul zero. Nu, da. La anul 4 înainte de Hristos, da? Au fost niște decalaje de numărătoare și a ieșit așa și așa am rămas cu el, da? Deci, vedeți, în era înainte de Hristos începe descrescător. Foarte interesant. Neagă legea mea și a lui Mircea, a lui Marius. Da. Era noastră, cum e numerotată? Cum merge? Ana Maria. Crescător. Crescător. Stai, nu te grăbi. Crescător. Deci, dacă ar fi să ne gândim în viitor, în ce unități de măsură ar trebui să vorbim? Acum, în ce mile nu suntem? Curaj! Suntem în mileniu 3. Dacă ar fi să vorbim despre viitor, în ce unități de măsură ar trebui să vorbim? E foarte important ce vă spun. O să vedeți și vedea de ce. În ce unități ar trebui să vorbim, Vlad? Dacă ar trebui să vorbim despre viitor. Zile, luni, ani. Da, mileniu. Zici zile, dar în mileniu, nu? Că te gândești, va fi mileniu 4, mileniu 5, nu? Adică unitățile... Adică nu mai prinzi. Crește. A, eu nu mai prind, dar poate că tu prinzi mileniu 4, nu se știe. Fac criogenare. Cum? Mă criogenezi. Da, da. Deci, dacă te uiți, dacă ar fi să poți să vezi dintr-un plan superior... Dacă ar fi să poți să vezi dintr-un plan superior era înainte de Hristos, spre Hristos, ce fac unitățile de măsură? Se micșorează de la milenii la secole, de la secole la decenii, de la decenii la ani, de la an la lună, de la lună la zile și de la zile la oră, nu? Dacă ar fi să ne gândim la mersul din era noastră, unitățile de măsură ce fac? Cresc, nu? A fost mileniul 1, se adaugă secolei mileniul 2, se adaugă secolei mileniul... Da? Deci unitățile de măsură cresc. E foarte important. Știe cineva dintre voi care sunt unitățile de măsură biblice în perspectiva erei noastre? Cum? Lunile noi. Lunile noi. Este cea mai anacronică situație întâmpinată în limbajul biblic. Când vorbește Dumnezeu de sfârșit, dacă studiul meu este cât de cât pus la punct, în doar 3 locuri apare această expresie în Noul Testament, zice, în zilele din urmă. A zis în gând. Pe tine te poate pune martor la orice minciună. Da? În zilele din urmă. Fiți un pic atenți, e foarte anacronic. Pentru că pe măsură ce te duci în era noastră, unitățile de măsură cresc. Ar trebui să fie, nu să discuți despre mileniile de la capăt, sau nici nu știu cum să zic, sau erele de la capăt. Dar Biblia, când vorbește despre sfârșit, vorbește despre zilele din urmă. Și nu doar că vorbește despre era care crește în unități de măsură ca și zile din urmă, ci spune niște, sau face niște specificări cu privire la cum arată și ce se întâmplă în zilele din urmă. Hai să vedem dacă din subcultura noastră generală pușcăm câteva lucruri care spune Biblia că se vor întâmpla în zilele din urmă.
Stai așa, că a zis corect. Oamenii vor fi iubitori de bani. Când asta? Acum. În zilele din urmă, nu în secolele din urmă. Nici în mileniile din urmă și nici măcar în deceniile din urmă. Ci oamenii vor fi iubitori de bani în zilele din urmă. De ce țin la detaliul ăsta? De exemplu, dacă este un film cronometrat până la 60 de minute, cum apare filmul? Cât durează? 50 de minute sau 60 de minute sau 48 de minute. Dacă depășește o oră, cum apare filmul? Cum? Poate să apare cu 70 de minute sau cu 75 sau cu 82 sau așa. Uneori apare cu o oră și câteva minute, da? Dar dacă depășește bunul simț filmul și de vreo 700 de minute, mai scrie 700 de minute? Nu, deja zice. E 4 ore și câte minute am, da? Deci când zice Biblia în zilele din urmă, putem să zicem că depășește bunul simț și zice, domnule, sunt atâtea zile că de fapt e vorba de 10 ani. Sau sunt atâtea zile că este vorba de 100 de ani. Dar dacă ar fi totuși vorba de așa de multe zile încât să fie în afara bunului simț, nu ar mai vorbi așa, ci ar zice în secolele din urmă. Deci înseamnă că după limbajul biblic, când se vorbește despre sfârșit, unitățile de măsură nu mai sunt generoase în timp. Sunt mai multe mărunte, dar astea nu pot exprima un timp foarte complex. Și acum aș vrea să revin cu voi, să vă citesc, că așa dacă stau mă tot chinui cu voi, să vă citesc câteva lucruri care spune Scriptura că se petrec în zilele din urmă. Fiți foarte atenți. Nu în deceniile din urmă. Poate să fie vorba de un deceniu sau poate să fie vorba de 5 decenii, dar nu poate să fie de așa de multe, pentru că atunci bunul simț te silește să zici că în secolele din urmă, ca la, exact cum vă vorbeam despre film. Și vreau să vă citesc în 2 Timotei, să vă citesc câteva lucruri pe care le spune Scriptura despre zilele din urmă. Sigur că cei mai mulți dintre noi e foarte posibil să știm lucrurile astea, însă așa de mult ne-am obișnuit că, da, lasă să treacă. Așa. În 2 Timotei zice așa, la capitolul 3, începând cu versetul 1. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Se naște întrebarea, de ce? Ce se întâmplă în zilele în care Pământul se preface spre sfârșit? Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste frățească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Nu aș vrea să pun întrebarea acum. E vreunul din voi care poate ridica mâna că nici o chestie de aici nu-l vizează? Mâna sus. Evelina, ridică mâna. Nu ridici mâna. Da, stai, mă, pe aia. Eu am să ridicați voi, mă. Dragi tineri, înainte de a vă pune niște întrebări, aș vrea să... Răzvan, nu ridica mâna. Vrei să dai microfonul să vedem ce vrea să zic. Aveți să-l pornești. Bă, da, bă, băieți, de 3 săptămâni puteți cumpăra o baterie și la microfonul ăla. Nu, dar zic, la microfonul celălalt, să cumpărați o baterie. Păi și nu există undeva unde să repare? Zi. Nu ridicăm mâna ca să nu fim trufași. Ah, da, da, da.
Prin ridicarea mâinii, implicit intri sub incidența unei... Sfidători. Da. Ai văzut. Deci, cum să zic, deci această versare antipocăință este dusă la desăvârșire de către Marius. Pentru că, vedeți, și tu ești la medicină student. Nu? Vedeți? A și inversat. În loc să aibă crucea roșie și tricoul alb, are tricoul roșu și crucea albă. Adică, cum zice, n-am șlut, amen. Nicio șansă nu mai este de rezolvare a situației. Nu? Da. Hai să ne întoarcem înapoi. Mulțumesc, Marius, pentru spontaneitate și așa. Deci, dragii mei, numărul unu, dacă zilele ar fi atât de multe ca să compună din nou secole, e o problemă de bun simț. Nu-ți mai poți permite să spui despre zile. Trebuie să zici secole. Rezultă din asta, potrivit Scripturii, că nu mai e vorba de secole. Te rog, de microfon. Poate o să sune amuzant, dar pe vremea dumneavoastră, câte din acestea nu erau valabile la oameni? Multe. Spuneți-mi una. Să răspund și la întrebare după ce fac o distinție. Nu, stați un pic. Deci, nu faceți confuzie între a exista câte un om și a avea comunitatea umană facerile acestea. Deci, dacă în vremea mea exista câte un om care avea astea, era blamat de societate. Astăzi ești apreciat de societate. E o schimbare foarte importantă de situație. Și ai zis că să zic una. Păi să zic una. Uite, nu exista neascultători de părinți. Păi tu nu crezi că credința... Adică mie îmi spunea bunica de pe vremea ei că erau foarte multe fete care nu ascultau de părinți, fugeau de acasă și acum 80 de ani sau... Da. Să nu confundăm o stare de nervi cu neascultarea de părinți. Când spui despre neascultare de părinți, înseamnă răzvrătirea care este pusă în voi prin educația socială, în care niciodată autoritatea părintească nu mai poate să fie superioară informațiilor pe care le aveți. Așa ceva n-a fost. Întrebați pe bătrâni. Sau dacă lucrurile acestea erau foarte izolate și foarte blamate de colectivitate, pe când acum sunt încurajate. Și dacă vrei, mai dau. Da, și dacă vrei, mai dau. Mai multe pot să-ți dau decât. Aproape aș putea să le citesc pe toate. De exemplu, spune Comiacov, un teolog rus, în satele rusești din secolul al XVI-lea, deci e un pic mai vechi decât mine, din tot ce vezi aici, nu există nimic. Și astăzi, dacă te duci în mici cătune românești, unde este o populație care se cunoaște și toți știu unul de altul, jumătate din ele nu sunt. Nu, trebuie să fim onești. Unu. Doi. Dacă în zilele vieții mele au fost toate, discutăm de aceeași unitate de măsură. Au trecut 40 de ani. Deci suntem în grilă, în zilele din urmă. Dacă ar fi vorba de foarte multe zile, deci, măi copii, voi refuzați să credeți ce vă spun. Dar când eu am fost copil, pentru că v-am mai spus odată, un copil dacă n-a ascultat de părinți, îl spunea la primărie și îl ducea la școala de corecție. Asta era închisoare pentru minori. Deci asta nu e glumă. Cum? Când eu am fost copil, acum 30 de ani. Deja, deci, meu, acum că părinții mei au fost toleranți cu mine, este o altă problemă. Și ați cunoscut copii? Da, sigur că de la mine, din sat, au dus copii la școala de corecție. Cum de nu vă
Cum de nu m-a văzut? Na, așa a fost, bine. Dar scrieți-mi despre romanele realiste. Era o perioadă destul de îndelungată și tot tema asta se trata. Erau lăudăroși, iubitori de bani, neascultători de părinți. Dar încă o dată, încă o dată. Nu, da, deci cum să zic, amenda iubitor de grida, amenda pe care o face Chirileanca este onestă. Dar încă o dată, voi refuzați să faceți o diferență. E una când face cineva lucruri din astea și alta când face societatea lucrurile acestea. Deci este una, de exemplu, când în Târgu Mureș sunt 10 hoți și este alta când populația din Târgu Mureș fură. Ei, lucrurile acestea astăzi sunt la nivel de comunitate, nu la nivel de individ sau de câțiva indivizi. Nu e tragic. Dimpotrivă, observăm că lucrurile acestea făcute la nivel de comunitate ne oferă cea mai mare cantitate de adrenalină și de bucurie. Pe care dintre voi este dispus să renunțe la acest tip de societate în favoarea societății bunicii mele? Niciunul din noi. Deci nu-i tragic, este fantastic de frumos. Dar problema este că Biblia numește această stare de a fi ca petrecându-se în zilele care se gată. Sau în zilele care gată istoria omenirii. Hai să vă mai citesc un text. În Iacob, la capitolul 5, Iacob, capitolul 5, versetul 3, zice așa. O să citesc de la 1. Ascultați acum voi, bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră, ca focul are să vă mănânce carnea. V-ați strâns comori în zilele din urmă. Deci nu este vorba despre mileniile din urmă, nici măcar despre secolele din urmă. Este vorba despre zilele din urmă. Dar cum să nu poată să fie... Păi din perspectiva lui Dumnezeu. Din perspectiva lui Dumnezeu. Da? Începe... Păi când vorbesc ăștia de 700 de miliarde de ani. Așa. Sau 500 de miliarde de ani. Sau ce știu cum vorbesc ei așa. Atunci, eu nu cred, mă, dar vorbim acum despre limbajul omenesc. Da? Păi a zice, domnule, în ultimile 3 milenii, pământul va fi nu știu cum. Păi cum să nu fie ultimele? Păi din 7 milioane de milenii, ultimele 3 nu sunt ultimele. Păi tu când erai la facultate, cum întrebai? Bă, care sunt ultimele 2 ore? Nu ziceai care sunt ultimele 120 de minute? Păi ultimele 5. Păi dacă, și în cazul ăsta mai sever vine ce ți-am spus. Ultimele 5 minute. Sunt ultimele... Păi da, sunt ultimele 5 minute. Păi și dacă aici zici ultimile zile, înseamnă că e o chestie care te strânge, se gata. Nu mai poți, deci se gata. Adică trebuie să fim onești. Nu-i greșit, mă, taci din gură. Mai citesc încă un an, 2 Petru, și apoi revenim la dialectica noastră. În 2 Petru, la capitolul 3, citesc următorul lucru. Zice așa. Doi Petru 3:3. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor.
și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la început. În zilele din urmă. Deci, dragii mei, eu și voi putem refuza această sintagmă. Și poate că pe bună dreptate. Dar dacă nu e pe bună dreptate, să admitem că e o eroare logica pe care am propus-o. Și anume, că era înainte de Hristos venea de la mult spre puțin. Da? Și unitățile de măsură se făceau tot mai mici. Că era în care trăim pleacă de la unități mici și se tot mărește. Și eu percep anacronic limbajul biblic care vorbește de sfârșitul în termenii zilelor. Iar chestia asta mă sperie, de ce? Pentru că este dublată de niște caracteristici ale oamenilor care sunt între noi. Să admitem că această logică a mea este greșită. Nici o problemă. Dar am o întrebare. Dacă nu e greșită? Situația se complică și mai tare. Care am spus că este titlul seminarului din seara asta? Cum? În una dintre zile. Acum aș vrea să vă citesc. Nu, hai să văd dacă nu prindeți voi. Știți cumva vreo declarație de a Domnului Iisus Hristos legată de problema zilelor? Da, e o chestie interesantă, mulțumesc. Alta mai știți? Nu asta vreau eu. Cu... Da, oamenii n-ar rezista. Corect. Nu mă, ce zice Domnul Iisus, mă? Aia e în Genesa, da. Da, mulțumesc, Ambruș, foarte, dar nu ăsta, este un alt verset legat. Mulțumesc, Denisia, ai o biluță roșie la mine. Zice Domnul Iisus Hristos așa, despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni, nici Tatăl, nici Fiul, nici Fiul, nici Îngerii, ci numai Tatăl. Deci, sunt două probleme serioase. Una, Dumnezeu vorbește despre partea sfârșitului lumii, ignorând mersul normal al unităților de măsură. Și în această ignorare a lui Dumnezeu față de unitățile de măsură, spune că într-una dintre aceste mici unități de măsură se întâmplă evenimentul. Deci, eu și cu voi trăim în zilele din urmă, care puse la un loc pot să facă un deceniu sau pot să facă un secol. Poate pot să facă două secole, dar prea mult nu poți să zici că după aia e o chestie de bun simț. Nu, bă, cât durează filmul, mă? 7234 de minute. Și te apuci o iei calculatorul să împarți cât e aia, nu? Deja dezmintești la cap. Zici, cât durează filmul, mă? Bă, durează o săptămână și 4 ore. O săptămână și 4 ore, ești nebun? Da, o săptămână și 4 ore. Da? Deci, adică, există o limită în care poți vorbi în submultipli despre cantități mari. Dar după o anumită limită, nu mai poți vorbi în submultipli despre cantitățile mari. Ei, când Dumnezeu vorbește despre sfârșit, vorbește în submultipli care sunt zile. Și Iisus Hristos personal zice că într-una din zilele acestea, pușcă butoiul.
La câte din zilele acestea trebuie să fii atent? Ca să... Da, ai răspuns corect. Ai văzut? La câte din zilele acestea trebuie să fii atent? La fiecare. Într-una din zilele acestea, pușcă butoiul. Care e și ultima, bănuiesc, nu? Care e și ultima. Dar este, așa după cum le vedem noi oamenii și după cum citim, este între ele. Însă când ia pușcă, cele care am crede noi că ar mai fi după ea, nu mai sunt. Deci când eu sau voi măsurăm acțiunile noastre în săptămâni, sau când eu sau voi măsurăm acțiunile noastre în luni, nu mai vreau să spun când eu sau voi socotim acțiunile noastre în ani, suntem în cea mai gravă stare de incertitudine. Pentru că Iisus Hristos spune că suntem în zilele din urmă. Și printre zilele astea, una despre care nu știe nimeni, pușcă! Și când a pușcat, s-a pus capăt. Nu, acum întrebarea este, ce fel de studenți ar trebui să fiți voi? Aștept câteva răspunsuri. N-aș vrea șabloane. E drept ce ai zis, dar n-aș vrea șabloane. A zis Alin veghetori. E corect ce a zis, da? Mi se pare uzată expresia. Adică e... Clișeu. Da, e oarecum clișeu. Da, da. Nu rezonez și cu timbrul în care ai spus Mircea, dar e... Marius. Că nu pot să-l țin minte. Deci omul ăsta este atât de ciudat că nu pot să-l țin minte numele. Cum? El e ciudat, dar din cauza asta, păi da, uite la alții, cum îți țin minte numele? Deci Marius îl cheamă. Marius. No, aștept câteva intenții de răspuns. Repet. Suntem în creșterea unităților de timp, de măsurarea timpului. După Hristos, era noastră. Au fost ceasuri, puse la un loc s-au făcut zile, puse la un loc s-au făcut luni, puse la un loc s-au făcut ani, puse la un loc s-au făcut decenii, puse la un loc s-au făcut milenii și așa mai departe. În această mărire a unităților de măsură, Iisus Hristos, Biblia vorbește că se gată și vorbește de zile. Și spune că printre aceste zile una va bubui. Ce fel de student ar trebui să fii tu? Hai să spun altfel. Ce expresie ar trebui să dispară din viața ta? Mâine. Mâine. Mâine este corect. Și dacă ar fi să mai punem câteva, să ajutăm un pic, să umplem cu conținut mâine. Mâine mă apuc de învățat, corect, Bogdane? Dacă numai asta ar dispărea, poate ar fi la nouălea cer. Tu când te apuci de învățat, Evelina? Mâine seară. De mâine seară s-ar putea, sau de seară, nu? Dacă mai punem ceva lângă mâine, mâine pot să petrec un... Da, da. Dacă ar fi ceva legat de fete, mâine mă mărit, corect. Astăzi ar trebui. Băi, mă râdeți, dar să știți că ce-o zis păcătosul ăsta e drept. Da, 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 da. Da, da. Dacă ar mai fi să asociem ceva, poate mai apropiat de declarațiile noastre cu privire la ceea ce suntem din punct de vedere spiritual, ce? Cum?
Mai am până să mă pocăiesc, corect, corect. Mâine îmi cer iertare, corect. Mă opresc aici un pic, Bogdane. V-am povestit tragedia unui fost student al meu. Nu mai zic nimic altceva, pentru că l-am iubit foarte mult și n-aș vrea să trag alt timp de concluzii. Cu 2-3 ani mai în vârstă decât voi, pe patul de moarte, mi-a zis: domn profesor, aș mai avea câteva lucruri de făcut. Și printre altele mi-a spus ceva legat acum: sunt câțiva oameni pe care trebuie să iert și sunt câțiva oameni care ar trebui să mă ierte. Probabil că prima categorie și-a putut-o rezolva fără să mai afle ea. Dar a doua categorie îmi pare că a rămas nerezolvat. Că a murit. Dragii mei, apreciez că sunteți la vârsta când mintea declară că n-aveți minte. E cea mai frumoasă vârstă. Dar sunt totuși lucruri care merită să le luați în serios. Cel puțin, ca prieten al vostru, aș vrea să se întâmple lucrul ăsta. În una din zile, printre ele, una pușcă. Exact, dacă vreți, mai avem vreo 3 minute, exact dacă vreți, ca și cum ți-ar da cineva un teanc de bancnote de câte 100 de mărci, de euro, pardon, și una din ele e corectă și celelalte sunt falsuri. Și tu le iei așa pe rând și le tot arunci câte una în foc, că o să ajungi la aia. Poți să faci așa ceva? Nu poți să faci așa ceva. N-ai cum. Dacă o arunci pe ea în foc. Adică totul este mișcă sub tine, mai ales dacă nu ești profesionist. Și dacă ești profesionist, dacă ai făcut-o foarte bine, ai necazuri. Nu? Nu? Deci noi trăim între zilele în care una va pușca. Ce fel de student ar trebui să fii tu? Și am întrebat, ca să ajut întrebarea asta, am zis: ce expresie ar trebui să dispară din limbaj mâine? Altceva ați putea să... Sunt un student al prezentului. Zice Marius că să fiu un student al prezentului. Zici că suntem la o adunare UTC. UTC era Uniunea Tineretului Comunist. Acolo erau exact expresii de felul ăsta: să fiu un student al prezentului. Trăznet. Vreau microfon să vorbiți. Hai, mai încearcă cineva să mai spună vreo altă expresie care ar trebui să dispară de la mine și de la voi? La anul, zice, da, unii chiar așa zice. La anul și la mulți ani. În toamnă. În toamnă, da. Da, după ce termin, așa, dar astea sunt tot legate de timp. Adică tot ca și cum am zice mâine. Altceva aș vrea să mai aud, dacă se poate. Dacă da. Se poate. Cum? Da. Dacă. Și cu parcă se plimbau pe o barcă, dacă parcă nu era, dacă nu se răsturna, nu? Hai să vă pun o întrebare ajutătoare. Dacă trăim între zilele din urmă și una va pușca, această realitate îmi dă siguranță și certitudine sau nesiguranță și incertitudine? Zice Denisia că îmi dă și nesiguranță ca la ruleta rusească.
Depinde de persoană, depinde ce aștepți. Aș vrea să vă mai pun o întrebare. Cel care simțim nesiguranță, știind că una din zile va pușca, suntem în regulă? Nu. Da, e bine să avem și o doză de aici și o doză de... Nu. Zice Răzvan, n-ar fi bine să avem o doză de și o doză de ca să fim în echilibru perfect. Nu. Când ar trebui să fim elevii? Dacă ar fi nu aduce nimeni cu picioarele pe pământ. Dar crezi că e nevoie? Tu oricum n-ai fost cu picioarele pe pământ niciodată. Scuză-mă, te rog, că zic asta despre soția ta, dar au fost până vreo 3 ani și am tras și noi concluzia asta. Așa. Da. Dragii mei tineri, trebuie să mă opresc aici că timpul mi s-a epuizat. În una din zile, nu este într-unul dintre ani, nici într-unul dintre secole. Și dacă vreți, nici într-unul dintre milenii. Timpul vostru, care pare foarte mult în față, nu se mai numără în ani, nici în decenii, nici în sfert de secol. Timpul pe care îl aveți potrivit Scripturii se numără în zile. Și într-una dintre zile pușcă toată tărășenia. Uitați-vă la aceste trei pasaje pe care vi le-am citit. Veți găsi nu faptul că vreodată au fost sau nu au fost pe pământ. Nu asta am vrut să transmit. Veți găsi, dacă vă uitați la aceste lucruri pe care vi le-am citit, că ele sunt cauzele bucuriei mele și ale bucuriei voastre. Sunt modul nostru de a fi. Iar dacă nu schimbăm lucrurile, în ziua în care pușcă, totul va fi fatal. Iar realitatea aceasta nu vă produce niciun fel de frustrare din ceea ce vă doriți ca tineri. Absolut. Realitatea aceasta, dacă știți să o gestionați, vă dă superioritate în toate pe care vi le doriți în raport cu cei care refuză crezul acesta. Din toată inima vă doresc să vă gândiți la aceasta una dintre zile. Și știi la care din ele să te gândești. Bogdănescu, de la care? La care? La toate. Dacă vrei să o nimerești pe aceasta una dintre zile, trebuie să te gândești la toate. Punct. Un minut pentru întrebări. Dacă are cineva vreo întrebare. Zi, Vlad, ce tot o întrebi acolo pe Kirilang? Dacă te iubește sau ce o întrebi? A, deja știi răspunsul. Da, bun, dacă nu este nicio întrebare, aș dori să oprim, transmisia, că mai avem unele probleme de ale noastre de discutat. Vă dorim o seară plăcută în continuare și pentru mai târziu, noapte bună.